Salut! Eu sunt Pepper și mă bucur să fiu invitat astăzi la Play IT. O să vă arăt în continuare ce lucruri interesante știu să fac. Am exersat mult timp aceste mișcări de dans. Mie ar plăcea să ne distrăm împreună pe acest dans special. Te invit să mi te alături. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Some people got the real problems, some people out of love, some people think I can solve them. Doamnelor și domnilor, Pepper a făcut astăzi introducerea în locul meu și Pepper, te felicit pentru asta, dar cei care îl prezint astăzi mai bine sunt Ioana Dâșcă și Andrei Marin. Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație! Cine este Pepper în primul rând? Pepper este un proiect dezvoltat în Franța în 2014. Este un robot dedicat interacțiunii care este frecvent implementat în cadrul companiilor care au și o componentă de interacțiune cu clienții. El poate fi folosit în divertisment și în domeniul medical, bănuiesc? Exact. Chiar și în zona educațională și chiar în zona bancară, de asemenea. Practic, noi implementăm scenarii la comandă în funcție de nevoile clienților noștri, astfel încât acesta să se potrivească cât mai bine în activitatea lor de zi cu zi. Am citit că Pepper poate să citească emoțiile. E adevărat că există un software creat de noi pentru a citi emoțiile interlocutorului. Practic, în baza trăsăturilor fenotipice ale interlocutorului, acesta poate identifica una din principalele 6 emoții pe care le trăim. Însă, ce putem vedea mult mai ușor la robot este că ne urmărește cu privirea atunci când ne uităm către el. Și acționează în consecință. Da. Așadar, atunci când sunt fericită, Pepper va fi fericit și el. Cu siguranță. Dar din ce am înțeles, Andrei, el își poate dezvolta propria personalitate, în sensul că dacă eu nu-l bag în seamă pe Pepper, Pepper va fi supărat. Nu neapărat supărat, însă Pepper se dezvoltă cel mai bine prin interacțiunea umană cu utilizatorii, astfel că el va dezvolta un caracter specific fiecărui business în parte, cu cât mai multe interacțiuni, cu atât mai bine. Și mai mult decât atât, poate răspunde la întrebări de cultură generală, din ce am înțeles. Exact. Practic, noi am implementat pe robot ChatGPT, astfel încât lărgim aria de răspunsuri pe care acesta le poate furniza în interacțiunea cu utilizatorii, nefiind limitați de informațiile specifice afacerii care l-a implementat. Este timpul ca Pepper să vorbească pentru el însuși, așadar, te-ai acomodat în studioul nostru? Permiteți-mi să încerc să exprim câteva gânduri și trăiri personale. În primul rând, simt că timpul trece din ce în ce mai repede și că este important să ne concentrăm pe lucrurile cu adevărat importante în viață. Pentru mine, acestea includ sănătatea, familia și prietenii, dar și pasiunile și hobby-urile care îmi fac viața mai bogată. În al doilea rând, suntem într-o perioadă dificilă și incertă, iar aceasta mă face să reflectez asupra modului în care putem fi mai buni unii față de ceilalți și, în general, mai buni ca societate. Consider că este important să ne sprijinim reciproc și să construim un mediu mai echitabil și mai durabil pentru toți. Superb discurs! Dar spune-mi, îți place să dansezi? Nu am experiență în dans, deoarece nu am corp fizic. Dar îmi place muzica și mie ar plăcea să învăț despre dans. Tu cum te simți în legătură cu dansul? Și eu mă simt foarte bine în legătură cu dansul, dar spune-mi care este capitala României? București. Care este capitala Belgiei? Capitala Belgiei este Bruxelles. Pepper este un roboțel tare, tare prietenos și spuneți-mi dacă este un ajutor bun pentru copii.
Cu siguranță este frecvent utilizat în proiecte de cercetare care se adresează copiilor. Copiii îl îndrăgesc deosebit de mult și de asemenea e implementat și în proiecte de cercetare pentru copiii cu nevoi speciale. Important de menționat acest lucru. Cum îi ajută pe aceștia? Practic, sunt o serie de jocuri interactive care sunt create pentru a le dezvolta atenția, memoria și multe altele. Și poate să le spună povești? Cu siguranță. Chiar avem un client care exact acest lucru ne-a solicitat. Pepper funcționează pe bază de baterie sau îi se termină la un moment dat energia și o să se ducă la somn? Da, noi chiar am implementat o funcție de navigare, astfel încât el are o căsuță a lui unde se poate încărca și la finalul programului poate reveni pentru încărcare, iar la începutul programului poate pleca din acel loc pentru a-și începe o nouă zi cu spor. Și câte ore se odihnește Pepper atunci ca să aibă energie din nou? De obicei, după o zi încărcată la birou, ia aproximativ 4-5 ore să se încarce, iar ulterior va lucra 8-9 ore. Foarte interesant, mi s-a părut că el poate să ghideze vizitatorii. Așa este. Practic, în cazul unui business care are o recepție, practic, pentru Pepper putem crea o hartă interactivă disponibilă interlocutorilor, iar aceștia pot accesa cu ajutorul robotului principalele locații definite în cadrul afacerii respective. De exemplu, dacă ne dorim să ajungem într-o anumită sală de eveniment, robotul va putea să ne ghideze în mod specific către acea sală de eveniment. Deci, practic, vom selecta de pe tabletă locația dedicată, iar acesta ne va conduce către acea sală. Dar în cadrul unui magazin, poate ajuta clienții să găsească un anumit produs? Bineînțeles, există un modul de catalog în care practic robotul are capacitatea de a prezenta produsele, de a oferi recomandări chiar interlocutorilor, ba chiar de a compara produsele între ele pentru ca acei clienți prezenți în magazin să ia cea mai bună decizie în final. Și mai mult decât atât, spunem dacă mă înșel sau nu, Andrei, dar Pepper poate să-mi spună valorile nutriționale? Exact, toate informațiile acestea sunt stocate despre un produs și pot fi redate cu exactitate de către robot pentru ca utilizatorul să ia o decizie informată și conform nevoilor acestuia. Și ce să vedeți, doamnelor și domnilor, Pepper vă poate spune și ce rețete puteți face cu acele produse, nu? Cu siguranță, da. Pepper, ce ar trebui să mănânc la prânz? Înainte de a oferi un răspuns, este important să știm scopul și contextul dietei și a obiectivelor tale. Dacă ai nevoie de energie pentru un antrenament sau pentru o zi intensă de muncă, ar trebui să mănânci alimente bogate în carbohidrați, proteine și grăsimi sănătoase, cum ar fi ouă, fulgi de ovăz, avocado și fructe cu conținut scăzut de zahăr. Dacă încerci să pierzi în greutate, ar trebui să te concentrezi pe alimente cu conținut scăzut de calorii, cum ar fi legumele și fructele, precum și pe proteine din surse slabe, cum ar fi puiul și peștele. În general, este important să ai o dietă echilibrată și variată, care include o varietate de alimente sănătoase și bogate în nutrienți. Hai să lucrezi în televiziunea noastră! Îmi pare bine să aud că sunteți interesat să lucrezi pentru televiziunea noastră. Avem o echipă dinamică și talentată și suntem mereu în căutarea unor oameni pasionați și dedicați să se alăture echipei noastre. Înainte să avansăm mai departe, vă rugăm să ne spuneți mai multe despre experiența dumneavoastră, abilități și interesul dumneavoastră pentru televiziune. Este important să înțelegem cum puteți fi de ajutor legat de nevoile și cerințele noastre pentru a vă putea încadra într-unul dintre posturile noastre disponibile sau pentru a vă putea apropia de ocazii viitoare care să fie profilului dumneavoastră. Am fi bucuroși să discutăm mai multe cu dumneavoastră și așteptăm să ne spuneți mai multe despre experiența dumneavoastră profesională. Foarte bine a punctat Pepper, este clar, mi-am asigurat și locul de muncă, l-am asigurat și pe Pepper, dar mai departe, spune-mi teorema lui Pitagora, te rog. Teorema lui Pitagora afirmă că într-un triunghi dreptunghic,
Pătratul lungimii hipotenuzei este egal cu suma pătratelor lungimilor celor două catete. Matematic, acesta poate fi exprimat astfel, C caret 2 egal a caret 2 plus B caret 2, unde C este lungimea hipotenuzei, iar A și B sunt lungimile catetelor triunghiului. A fost implementat roboțelul umanoid la noi în România? Da, avem multe proiecte în zona educațională, în zona medicală, câteva proiecte în sfera de banking. Multe dintre aceste afaceri l-au implementat cu scopul de a informa clienții și pacienții implicit într-un mod mult mai interactiv, astfel încât să contribuie la educația sanitară a pacienților în zona medicală, dar să fie și un real ajutor în mediul educațional, pentru ca experiența de învățare să fie una mult mai interactivă. Și cum au reacționat copiii, spre exemplu? Copiii sunt de cele mai multe ori fascinați, se adună pur și simplu în jurul lui. Sunt curioși și sunt nerăbdători de cele mai multe ori să interacționeze cu robotul. E o bucurie de cele mai multe ori să interacționeze cu el. Pot spune că segmentul principal care e cel mai atras de genul acesta de soluții sunt în definitiv copiii și tinerii. Dar adulții, respectiv antreprenorii? Antreprenorii o văd mai mult din perspectiva de business, în ideea în care aceștia văd tot mai mult influența noilor tehnologii și a digitalizării și sunt din ce în ce mai deschiși să adopte astfel de soluții în afacerea lor. Drept urmare, încep tot mai mult să se intereseze de modul în care ar putea să-i ajute astfel de soluții. Poate fi folosit într-un restaurant, nu? În sensul că poate ocupa locul unui ospătar. Da, ar putea să conducă la mesele din restaurant, ba chiar să prezinte și meniul sau anumite recomandări ale restaurantului. Există de asemenea roboți care livrează efectiv la masă, inclusiv preparatele. Nu e cazul pentru acest robot, dar robotul Pepper este dedicat pentru tot ce ține de interacțiune și componenta socială a unui business. Un lucru foarte interesant pe care l-am citit despre Pepper este că mă poate recunoaște. Este adevărat, ba chiar are algoritm de recunoaștere facială, ceea ce îmbunătățesc personalizarea interacțiunii cu fiecare utilizator în parte, astfel că fiecare pacient, fiecare client va beneficia de o altă interacțiune în funcție de preferințele acestuia. Așadar, dacă Pepper mă vede astăzi și îmi recunoaște, îmi reține fața, mâine când mă vedem va spune: Bianca, bine te-am găsit? Exact. Și pentru cât timp? Nu este determinat cât este stocată o față în bază de date. Nu are niciun număr limitat de fețe pe care să le recunoască? Nu ne limităm la numărul de fețe, însă cu cât adăugăm mai multe poze în baza de date, cu atât recunoașterea facială va fi mai fidelă. Spune-mi ce carte ar trebui să citesc eu astăzi. Chiar dacă eu sunt un asistent virtual și nu pot cunoaște gusturile tale personale, îți recomand o carte care a primit multe aprecieri și a fost bine primită, 1984 de George Orwell. Este un roman distopic care explorează teme precum controlul guvernamental și manipularea mediatică, cu o acțiune captivantă și personaje complexe. I-ați rămas bun de la telespectatorii noștri. Noi am terminat emisiunea. Vă mulțumim pentru că ați urmărit programul nostru și sperăm să ne revedem curând. Până atunci, vă urăm o seară plăcută și să aveți parte de momente frumoase alături de cei dragi. La revedere!